Bună seara, bine v-am găsit. Bine ați venit, domnule Negrescu. Cum să vedem declarația asta așa foarte deschisă, directă, a domnului Boloș? E incapacitate a guvernului, un mesaj către Comisia Europeană, vin agențiile de rating mâine, poi mine. Adică ei cu siguranță sunt informați de ce a declarat domnul Boloș. Nu? Da, cu Dumnezeu înainte sau cu Dumnezeu cu mila. Exact, să ne gândim că lucrul ăsta nu va avea nicio consecință. Spun cu Dumnezeu cu mila, pentru că să nu uităm, domnul Boloș este la origine un preot, un preot care își dorește să fie în continuare preot, a spus-o de foarte multe ori că principala lui menire e să slujească numele lui Dumnezeu și sperăm să se retragă până la urmă în zona asta, pentru că pe zona de finanțe, într-adevăr, pare că a dezarmat în fața provocărilor bugetare. Și nici nu se aștepta oare altcineva să spună altceva domnul Boloș, să vorbească de reforme, având în vedere că nu a făcut aproape nimic din această perspectivă. Spuneați dumneavoastră despre PNRR, dacă e o șansă istorică pentru România și care ar fi putut să ducă într-adevăr la o creștere economică sănătoasă, da, în următorii 10 ani până în 2030. Hei, să nu uităm că acest plan național de reforme ratate, că așa poate fi intitulat PNRR, sau de reforme amânate, pentru că în situația asta în momentul de față, nu a dus bani în economie, a dus doar foarte puțin bani, undeva la nivel de 6 miliarde de euro până acum, din care am cheltuit 1 miliard și ceva. Exact. În 2024 o să aducem vreo 10 miliarde de euro, să sperăm măcar la acest lucru, să ne rugăm la Dumnezeu pentru asta, pentru că dacă e să mergem pe ideea și pe modul în care statul român acționează în acest domeniu al atragerii de fonduri europene, s-ar putea să așteptăm până la Sfântul Așteaptă, ca să zic așa, acești bani europeni. Și mai e chestiunea asta, că dacă nu reușim să-i luăm până în 2026, ei sunt la revedere. În condițiile astea, domnul Boloș vine și spune, doamne, mai avem nevoie de vreo 7 ani ca să coborâm spre 3%. Păi nu mai vorbim doar de alegerile de anul ăsta. Noi mai vorbim de încă un rând de alegeri. Pentru că a spus-o și domnul Căciu tot acum vreo 2 zile, faptul că s-ar putea să ne lovim de o recesiune extrem de puternică în România. Noi am avut deja un trimestru de scădere economică, trimestrul 4-2023 față de trimestrul anterior, iar dacă acest prim trimestru va fi din nou de scădere economică și toate datele arată foarte bine, domnul Codârlașu vă spunea mai devreme de cât de grea este situația bugetară, 0,5% deficit bugetar după prima lună. Da? E, dacă vom avea 2 trimestre de scădere economică, asta înseamnă recesiune tehnică. Iar în ochii investitorii, da, celor care finanțează practic deficitul bugetar din România, asta va fi un semnal de alarmă, o situație extrem de dificilă care îi va pune pe gânduri. Mai investesc în România, mai ales că aceștia, că românii vor niște dobânzi mai mici la împrumuturile pe care ni le cer, sau ne retragem din România și ne ducem în altă parte. Iar dacă te uiți la statistica investițiilor străine, vezi că fenomenul ăsta deja se accentuează în România. Anul trecut am avut investiții undeva la nivel de 6 miliarde și ceva de euro, față de 10 miliarde și ceva cu un an înainte. Adică zona asta investițională care contează, da, investițiile străine directe, deja arată un semnal de alarmă legat de modul în care evoluează economia și evoluează din prisma modului în care statul tratează economia, mai ales din punct de vedere fiscal. Cum vedeți dumneavoastră 2025? Că acum cu toții am luat din discursul politicienilor. Hai că e an electoral. Anul ăsta n-au ce să facă. Anul ăsta trebuie să dea la toată lumea. Ce se întâmplă după? Să ne rugăm la toți sfinții să încheiem anul ăsta cu bine, adică să atragem banii europeni, pentru că altfel în 2025 probabil vom avea un fel de iad economic, ca să zic așa, în condițiile în care autoritățile nu se vor ruga niciun sfânt înainte de a crește taxele. Deja se creează din ce în ce mai mult premiza unei creșteri de TVA de la 19% la 21%, e aproape sigură, pentru că e taxa din care statul adună cel mai ușor bani din economie, da? Iar dincolo de asta, toate celelalte taxe care țin de proprietăți, mai ales, adică impozitarea apartamentelor, a caselor, a mașinilor, da, va fi mult mai ridicată față de ce se întâmplă în momentul de față. Asta dincolo de creșterea impozitului pe dividende, care va ajunge probabil la 10% sau poate chiar mai mult, de ce nu, dacă câștigă un anumit partid alegerile, probabil vom ajunge probabil și la un alt tip de impozitare a veniturilor. Nu mai avem exprimarea un anumit partid. Acum e o comasare. Dacă va câștiga partidul unic.
Așa se numește, PU. Da, eu nu știu de ce mai trebuie să mergem. Mai trebuie oare să mergem la vot anul ăsta sau gata, s-au rezolvat lucrurile și putem să ne luăm adio de la, concurență pe scena politică, concurență de idei, apropo, mai ales economice pe scena politică. Abia aștept să văd, apropo de chestia asta, programele economice ale partidelor care vor candida în alegeri, da, în 2025, că 2024, care ne vor propune, chiar sunt foarte curios ce ne vor propune în condițiile în care deficitul bugetar va fi probabil de vreo 100 de miliarde anul ăsta și ne vom împrumuta în continuare peste 40 de miliarde de euro, similar cu ce am făcut anul trecut. Spuneți de TVA să crească, că probabil va crește. Păi n-ar fi mai ușor să-l lăsăm la 19% și să îl luăm din piață pe ăla pe care îl pierdem an de an? Vreo 9 miliarde de euro. Pentru asta ai nevoie de oameni capabili să meargă pe zone de evaziune fiscală, să nu existe interese politice. Probabil da, poate rămâne la 19%, dar așa cum ne-a recomandat și FMI-ul și Banca Mondială, trebuie să renunțăm la cotele reduse de TVA, adică să creștem TVA-ul la mâncare, da? Adică de la 9% la 19%, da? Și la celelalte servicii care țin de zona asta, de protecție socială. Ei, dacă am avea un TVA de 19% la tot ceea ce mișcă România, s-ar putea ca lucrurile să funcționeze din punct de vedere financiar în ceea ce privește încasările bugetare. Legat de economie, va fi praf și pulbere, vă spuneam. Va fi un fel de iad financiar, pentru că pe lângă retragerea investitorilor străini, se simte deja acest curent rece, economia funcționează chiar din acest an 2024 cu frâna de mână trasă, adică nu se mai fac investiții, oamenii, fenomenul ăsta de dezintermediere se simte din ce în ce mai puternic, iar blocajul financiar, odată cu, apropo, cu intrarea în vigoare a acestei e-factură, s-a accentuat, pentru că a mai apărut încă un motiv pentru a nu-ți plăti factura la timp. N-am putut să o ridic în ANAF, n-am putut să o ridic în SPV, n-am putut să fac diverse chestii, motiv pentru care facturile întârzie și întârzie din ce în ce mai mult. Iar blocajul ăsta financiar se transmite foarte rapid într-o economie extrem de slab capitalizată, cum este cea românească, pe lanțurile economice. Și ghiciți ne-au pierdut. Firmele mici, mai ales micro-întreprinderile, companiile care au mulți angajați și care la un moment dat vor trebui să ia niște măsuri. Din păcate, sperăm să nu se ajungă la disponibilizări de personal, dar la cum arată situația economică din momentul de față, mi-e teamă că în a doua parte a anului vom vedea și în România, cum vedem în state, cum vedem în Marea Britanie, cum vedem în toată Europa, disponibilizări semnificative de personal. Domnule Negrescu, credeți că 2024 va fi ultimul an cu cotă unică? Aș vrea să cred lucrul ăsta, că nu se va umbla la cota unică. De fapt, sper că, trebuie să spun, financiarii nu pot să facă chestia asta din punct de vedere organizatoric. Ei n-ar putea în momentul de față să identifice pe bază de CNP și pe bază de CUI toate companiile din România, în așa fel încât, practic, să impună din nou un impozit în funcție de veniturile fiecăruia. Da? E aproape imposibil în condițiile în care ei nu reușesc în momentul de față să analizeze nici măcar datele din e-factura. Adică abia prin 2026 vor avea un soft de analiză pe zona asta. Adică probabil vor merge, s-ar putea să introducă un impozit progresiv, dar sper să introducă măcar ca în Polonia, acolo unde veniturile de pildă de până în 2500 de lei, ca să facem echivalentul cu leu, zlot leu, da, nu sunt impozitate, da, acolo tot ce e venit minim nu este însoțit de taxe către statul polonez. Sper să meargă pe varianta de genul ăsta, dacă vor merge pe a impozita salariile din România, pentru că asta înseamnă de fapt venituri în momentul de față la persoanele fizice, la cele mai multe persoane fizice. Zice, asta se va traduce din păcate de o scădere și mai puternică economică și de accentuarea problemelor macroeconomice ale României, pentru că economia asta, să nu uităm, dincolo de visurile astea legate de investiții, despre cum vom construi autostrăzi, apropo, nu știu dacă trecem de zona aia de 100 de kilometri de autostradă pe an, dincolo de autostrăzi, de acele stadioane care văd că le construim cu o inconștiență absolut criminală, nu înțeleg de ce merge pe modelul grecesc, care a dus, știți foarte bine, aproape de falimentul de țară acelei țări. Da, da, da. Adică noi, din păcate, pe asta vom merge dacă vom face acel impozit pe venit, pe trepte de câștig. Vom tăia și mai mult din veniturile oamenilor. Și asta va afecta puterea de cumpărare, va afecta consumul, care este în continuare principalul motor al economiei. Mulțumim mult pentru prezență și pentru precizări. Domnul Adrian Negrescu, consultant economic.